Da, sunt destul de mulți copii care i-am găsit pe unde am arbitrat, pe la Liga 5, prin județ, pe la Liga 4, că sunt și arbitru de fotbal și mi-au sărit în ochi la diverse meciuri și, într-adevăr, i-am îndrumat la echipa de la Târgoviște. Am avut destul de multe piedici, dar am vorbit cu părinții, cu cei de acolo de unde i-am luat și totul a fost ok. Piedici în ce sens? Legate de ce? De navetă? Da, de navetă. De exemplu, la Marian Aioani era clasa 8-a și era puțin cam mic pentru a veni în oraș să stea singur, fără părinți, la 14 ani, nici 14 ani nu avea și era greu de plecat acasă de la Urziceanca, de unde el să... Dar s-a adaptat destul de repede și a fost în regulă și părinții au înțeles că este o șansă pentru el.